În ultimele zile ale lunii iunie, alinierea planetelor va fi deosebită de semnificativă, avându-l pe Mercur mesagerul zeilor și pe Venus zeița iubirii și a frumuseții, în prim plan. Aceste poziții stelare vor stabili tendințe puternice pentru aproape întreaga săptămână ce urmează. Trigonul dintre Mercur și Saturn, titanul responsabilității și al disciplinei, de la începutul săptămânii va îmbunătăți semnificativ procesele de lucru. Această conjuncție va facilita acumularea rapidă de cunoștințe și abilități necesare și va contribui la rezolvarea problemelor de carieră. Trăsăturile esențiale ale acestui tranzit includ claritatea gândirii, realismul și o planificare excelentă în afaceri. Sub influența binefăcătoare a acestui trigon, gemenii, fecioarele și vărsătorii vor putea să-și îmbunătățească poziția în afaceri, să lucreze neîntrerupt și să semneze contracte importante și profitabile. Capricornii și taurii vor avea parte de o comunicare fructuoasă cu persoane influente și de vizite favorabile la oficiali guvernamentali. Totodată, se pot obține sfaturi valoroase de la persoane mai în vârstă. Racii și peștii vor avea ocazia să se remarce în domeniul public, fie prin prelegeri, predare sau asistență socială. Berbecul, leul și săgetătorul vor manifesta o autodisciplină crescută, ceea ce îi va ajuta să atingă numeroase obiective curente. Scorpionii se vor concentra pe probleme de lungă durată și vor găsi rapid soluții optime. Quadratura dintre Mercur și Chiron, vindecătorul rănilor sufletești, va aduce un nivel ridicat de conflict și pretenții la adresa lumii în rândul celor mai vulnerabili, în timp ce pentru cei puternici va deveni o resursă care poate duce la prosperitate. În această perioadă, gemenii, fecioarele și săgetătorii vor simți nevoia de a socializa intens, fiind proactivi în a face noi cunoștințe, berbecul și leul vor avea un risc crescut de rănire, iar racul și peștii un risc mai mare de accidente de mașină. Comunicarea cu rudele mai tinere ar putea fi dificilă pentru raci și capricorni. Sâmbătă, sextilul armonios dintre Marte, zeul războiului, și Venus, va favoriza relațiile, atât cele existente, cât și cele care abia au început. Balanța, taurul și peștii vor fi sensibili la dorințele altor oameni și vor căuta să aducă bucurie celorlalți generând emoții și acțiuni pozitive. În schimb, fecioarele și capricornii vor fi încântați să participe la evenimente sociale și să se bucure pur și simplu de viață. Berbecul și scorpionii vor începe să vadă rezultate financiare din activitățile lor, precum și cadouri și bunuri materiale de la cei dragi. Leii și săgetătorii se vor cufunda în procese creative, iar gemenii și vărsătorii vor reuși să-și facă noi prieteni și conexiuni utile. Săptămâna se va încheia cu sextilul dintre Mercur și Uranus, zeul schimbării și al inovației, permițând multor reprezentanți ai zodiacului să-și demonstreze talentele, să câștige popularitate și faimă. Acest aspect va fi favorabil în special pentru lucrătorii tehnici și științifici, precum și pentru specialiștii care lucrează în tehnologia informațiilor. Capricornii și vărsătorii vor simți nevoia de aventură, iar călătoriile spontane le vor aduce multă plăcere și impresii de neuitat. Scorpionii vor rezolva cu succes problemele profesionale, iar cunoștințele dobândite le vor îmbunătăți situația financiară. Fecioarele și gemenii vor primi informații neobișnuite despre partenerilor sau despre cei dragi, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea relațiilor. Berbecul, leul și săgetătorul vor fi deschiși schimbărilor iminente. Taurul, balanța și peștii pot primi oferte interesante de muncă sau de schimbare a locuinței, iar racii vor manifesta un interes crescut pentru ezoterism sau ocultism, căutând răspunsuri la întrebări profunde. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!